Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării este o inițiativă româno-austriacă lansată în 2008, adoptată în 2011 de către Consiliul Uniunii Europene drept a doua mare strategie regională la nivel continental. Conform ultimei luări de poziție a Parlamentului European, beneficiarii publici sau privați din cele 14 state de la Dunăre sunt încurajați să înceapă pregătirea proiectelor vizate prin formarea de consorții multinaționale, demararea studiilor de prefezabilitate, realizarea de lobby european sau intern, în favoarea domeniilor și temelor prioritare SUERD. Din fericire, toate județele din România sunt eligibile pentru a primi finanțare în viitor pentru transpunerea în practică a acestui vast program. Tocmai de aceea ar fi păcat ca această extraordinară oportunitate să fie irosită, așa cum s-a întâmplat în mare parte cu fondurile structurale. Domenii întregi au nevoie de acești bani europeni, România concentrându-se în special pe transporturi, infrastructură, turism, patrimoniu cultural, mediu, managementul situațiilor de urgență. Aici poate interveni desigur și mediul de afaceri ca o bună oportunitate în ceea ce privește investițiile în sectorul dunărean. Tot ceea ce avem de făcut cu toții este să ne punem la masă împreună și să stabilim care sunt nevoile, să stabilim care este potențialul pe care îl avem în momentul de față din punct de vedere al business-ului și să vedem cum putem să aducem aceste două lucruri la un loc, astfel încât să începem să accesăm fonduri. Cu toții ne dorim să avem mai mulți bani, cu toții ne dorim să fim mai prosperi. Dar pentru asta trebuie să muncim în primul rând și trebuie să lucrăm împreună, pentru că singuri, niciunii dintre noi nu putem. În cadrul seminarului de la Giurgiu privind strategia Dunării, s-a lansat propunerea ca cel puțin o dată pe lună să se organizeze întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri și să se adune idei pentru întocmirea unor proiecte fezabile din cele 11 axe prioritare. Mai multe informații pe această temă puteți urmări imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale.